Revenit după un tur de forță făcut de la începerea anului școlar, Fundația Mereu Aproape și partenerul său, firma Ruris, și-au dus la îndeplinire misiunea pe care și-au asumat-o și în acest an. Să ofere rechizite cât mai multor copii din mediul rural. Anul acesta, 2400 de elevi din 31 de școli au beneficiat de daruri. Inițiatorii proiectului Educație pentru România le-au oferit copiilor nu doar ghiozdane și rechizite, ci și surprize și bucurie. Ce mai mare ghiozdane decât tine. Curaj, fericire și eficiență. Sunt doar trei dintre cuvintele scrise pe fiecare penar oferit copiilor. Aceste trei cuvinte i-au atras imediat atenția lui Petre, elev în comuna prahoveană Valea Călugărească, un puști care iubește matematica și care nu a avut deloc emoții la filmare. Îmi place, mai ales că totuși vreau să-mi iau un penar nou, iar acela era prea mare și vreau neapărat să-mi iau și unul, că toți colegii aveau mai mic și vreau și eu să-mi iau. Petre este unul din cei 137 de beneficiari ai darurilor oferite de Fundația Mereu Aproape și firma românească Ruris în structurile școlii gimnaziale Ion Ionescu din Valea Călugărească. Se pare super, super mega fericită și nu știu ce să zic, foarte emoționată. Te așteptai să primești un așa cadou? Deloc. Mi se par foarte frumoase și foarte folositoare pe parcursul anului școlar și chiar nu mă așteptam la această surpriză. Mare bucurie. Știam că vor veni domnii de la Ruris și sprijiniți de Fundația Mereu Aproape, dar am vrut, într-adevăr, pentru copii să fie o surpriză. Și cred că am reușit. Cred că imaginile sunt relevante și nu mai este nevoie de niciun cuvânt, numai uitându-te la copil și la privirea lui. Ați văzut, copiii au fost sincer emoționați, s-au bucurat de tot ceea ce au primit, vor fi lucruri folositoare pe parcursul acestui an școlar și poate vor folosi, bineînțeles, ghiozdănelul are utilitate și pe parcursul anilor școlari viitori. Ținem să le mulțumim încă o dată celor de la Fundația Mereu Aproape pentru sprijinul acordat, pentru această colaborare de aproape 4 ani cu dumnealor. Cine vrea un copil care să se uite așa cu jind la stiloul altcuiva, pentru că el nu are? Așa că avem și caiete, avem și acuarele, avem și penar, avem tot ce le trebuie. Wow! Tot ce le trebuie pentru școală și doar să-și pună un ghiozdan cool și să meargă la școală, pentru că asta facem. Vrem să luptăm cu abandonul școlar. Îndemnul Alexandrei Stoicescu, președinte al Fundației Mereu Aproape, este pentru copiii din Valea Călugărească, din Scoarța, Șoimuș și Vețel. La fel cum este pentru toți copiii României. Căci crezul fundației și al partenerului ei rămân acela că educația poate salva fiecare copil și, odată cu el, întreaga țară. Împreună cu Fundația Mereu Aproape am reușit să dezvoltăm acest proiect și încercăm la nivel național să susținem cât putem noi această activitate educațională din România. Am rezultate foarte bune. Cum ai reușit? Păi, am învățat. În anul în care firma românească Ruris împlinește 25 de ani de existență, copiii din 31 de școli, 22 de județe, au scotocit cu surpriză și bucurie în ghiozdanele pline primite în dar. Ne bucurăm să fim alături de copii la începutul școlii și să le oferim un sprijin. A fost o adevărată desfășurare de forță, dar totul a meritat pentru că copiii sunt super încântați și asta e cea mai mare răsplată. Ce le spunem, domnilor? Mulțumim! Drag.